Vremea de mâine, 12 septembrie. Ploile își vor face simțită prezența în cea mai mare parte a țării. În sud, se mai încălzește. Vremea rămâne în continuare mai rece în cea mai mare parte a țării, excepție fiind sudul Olteniei și Munteniei. Temperaturile maxime te vor încadra între 20-31 de grade. Iată prognoza meteo de mâine, 12 septembrie. La noapte, vremea se va menține în general instabilă în jumătatea de nord-est a teritoriului. Cerul va deveni variabil în vest și sud-vest, iar în rest va fi mai mult noros. Va ploua în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul Munteniei și în zona Carpaților Orientali unde pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi de 20-30 levme pe ploi locale și, în general, slabe cantitativ vor fi și în Maramureș, Transilvania, iar la începutul nopții și în Oltenia, restul Munteniei și în Dobrocea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral și în delta. Izolat, îndeoeste în vestul și centrul țării se va forma ceața. Vremea de mâine, 12 septembrie, în țară. În Moldova și estul Transilvaniei valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și apropiate de normalul climatologic, iar în celelalte regiuni vremea va deveni caldă pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi de la 20-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până spre 30-31 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime se vor situa între 10 și 21 de grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde se vor înregistra valori de 6-7 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu un orar și ploi, posibil însoțite de descarcare electrice, în cea mai mare parte a Moldovei, local în Maramure și Transilvania precum și la munte și izolat în Muntenia și Dobrocea. Cu totul izolat, cantitățile de apă vor depași 10-15 l pe noaptea cerul va fi variabil, cu unele în orari spre dimineața în vest și sud-vest, unde vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificari spre sfârșitul intervalului în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va semna la ceața. Presiunea atmosferică va scade în regiunile vestice. Vremea de mâine, 12 septembrie, în capitală. La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a nopții temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minima va fi de 14-16 grade. Valorile termice vor fi mai ridicate comparativ cu ziua precedentă. Astfel, vremea va deveni calda pentru a doua decada a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu unele în orari la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, iar minima va fi de 12-15 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. Vremea de mâine, 12 septembrie, pe litoral. Vremea va fi calda pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și ziua, trecător, va ploua și sub forma de aversa. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime se vor încadra între 19 și 21 de grade. Temperatura pe marii va fi de 21-24 de grade. Vremea de mâine, 12 septembrie la munte valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de cele specifice pentru această perioadă. Ziua, cerul va fi variabil, cu un orar temporare și ploi locale, posibil însoțite de descarcare electrice, iar noaptea va deveni variabil. Cu totul izolat în Carpații Orientali, cantitățile de apă vor depăși 10 15 lev pe vântul va sufla slab și moderat cu intensificari temporare spre sfârșitul intervalului în vestul Carpaților meridionali și Munții Banatului.